Mediul perfect. Bună seara, Hristos a înviat. Suntem la începutul activității, la începutul evenimentelor cultural-artistice din cadrul Primăverii Culturale Giurgiuveni. Dacă ar fi să trecem în revistă doar câteva din cele consumate deja, am parcurs un interesant concurs național de creație artă plastică, o serată muzicală Victor Cartis, un festival la 6-a ediție a festivalului coral religios interconfesional și mai avem astăzi o filă în cadrul Primăverii Culturale Giurgiuveni și ne aflăm în această seară la această întâlnire de suflet cu actorul scris cu majuscul, omul și personalitatea atât de complexă, Dorel Ișan. Bună seara, maestre, la patinul microfon. Da. Vă mulțumesc sincer că ați răspuns invitații noastre de a fi alături de noi în această seară. Giurgiuveni, vă iubesc ca un actor care face cu siguranță parte din geanția de aur a artiștilor noștri atât de mult iubit și apreciat. Eu vă propun următorul. Haideți să luăm loc câteva minute pe camera. Mai stau alături câteva minute, după care o să vă spun că scena vă aparține. Maestre, am rămas dator publicului cu o continuare. Am spus că sunteți, într-adevăr, o personalitate complexă, nu complex, și vreau să vă spun, și poate că mulți dintre dumneavoastră cunosc faptul că, până să veniți un actor celebru, ați fost un distins profesor de sport, sportiv. Și de sport. Deci ați iubit și iubiți sportul, iubiți teatru, iubiți filmul. Este un iubitor al literaturii în general, al poeziei în special, divinizează creația eminesciană și mai presus de orice îl iubește pe Dumnezeu, cu vorba și cuvântul. Maestru, scriind în acest sens cărți de psalmi, și, după câte știu, a lansat și ați lansat aceste cărți la Paris și nu numai. Ați participat, din câte știu, la concursuri mondiale sau la un concurs mondial de creație literară. Și dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre aceste lucruri, aș fi minunat. Dar, până la acest lucru, vă mai rog ceva. Mai suntem încă sub amprenta spirituală a Sărbătorilor Pascale. Vă rog, recitați-ne un psalm scris de noastră. Să începem cu recitarea sau să începem cu povestea și recitarea la sfârșit? Care vă este mai ușor? Mi-e mai ușor să începem cu povestea. La mine, în familie, a fost un obicei, tata, în fiecare seară, ne citea Evanghelia ca o carte de învățătură, nu ca o Evanghelie. Și fiecare seară ne citea câte o poveste din Evanghelie, câte o parabolă. Și asta am făcut să mă formez într-un anumit fel. Și așa am început să scriu psalmul. Este o poezie foarte grea, pentru că trebuie odată să mai ai suflet și a doua oară trebuie să cunoști foarte multe lucruri legate de viața și pilda lui Iisus Hristos, de
Faptele Apostolilor, de viața Sfinților și de înțelepciunea care s-a propovăduit prin biserică, pentru că nu din aianțață biserica și mănăstirile. Și am avut cinstea să fiu selecționat între cei 12 finaliști, așa se face întotdeauna, 12 finaliști, deci din 200 scriitori din toată lumea, care au fost pe urmă omagiați la Vatican, pentru că este pe linie de credință catolică. De pe urmă a fost tradusă cartea, am fost în Peru, unde am lansat-o la un festival de poezie mistică, și nu numai mistică, au fost 15 țări de limbă spaniolă și am recitat acolo un salm 2 în limba spaniolă și după ce am recitat, toată lumea m-a întrebat de ce nu vorbesc limba spaniolă, că vorbesc foarte bine. Dar eu îi învățasem pe de rost cu un profesor, cu accent, tot perfect. Și în afara lor nu mai știam nimic. Un festival extraordinar organizat de primarul din Huari, este un orășel în partea cealaltă de la Machu Picchu, că am fost și acolo cu altă ocazie, și unde primarul a făcut o demonstrație extraordinară. Toate școlile au participat, toți consilierii orașului, și vreau să vă spun că m-a impresionat faptul toți elevii aveau uniformă de școală. Este nemaipomenit, pentru că uniforma de școală te încartieruiește într-o anumită, cum să spun, partinitate, într-o anumită credință, într-o anumită zonă cu care pe urmă te mândrești. Este rău că astăzi la noi în țară nu se fac uniforme școlare și fiecare merge la școală nu cu uniformă, ci cu telefonul. Dar asta e altă problemă. Ei, și așa am rămas, pe urmă am fost la Paris, au fost traduși în limba franceză și acolo la Paris s-a lansat într-o mare librărie. Au fost mulți critici, pe urmă 6 psalmi au apărut într-una din cele mai mari reviste de literatură de la Paris. Și a fost chiar un mic scandal acolo, pentru că ei au spus că viața nu are sens. Și un critic s-a ridicat și a spus, de ce viața are sens? Nu. Orice lucru care se începe și se termină, este lucru fără sens. Viața are sens numai dacă omul este în relație cu Dumnezeu. Pentru că omul, ca ființă spirituală, este obligat să creadă în Dumnezeu. Dar el, numai dacă vrea, crede. Pentru că Dumnezeu nu-l poate cu nimic să-l constrângă. Însă momentul când omul nu mai crede în Dumnezeu, își pierde demnitatea morală. Ce se întâmplă? Ce ați găsit divin? Ce ați găsit divin în creația Remnișeană? În creația recital, o să vă prezint o parte din acel recital, care l-am făcut la Paris, la Madrid și în Portugalia. Și l-am făcut și în România, în orașe foarte importante. În vreo 7 orașe importante în România, care se intitula Eminescu, om, geniu și sfânt. Și am avut discuții, chiar și cu prea fericitul Daniel, în legătură cu cuvântul sfânt. Pentru că Eminescu nu a fost canonizat. Dar Eminescu, și am explicat acest lucru și la postul de televiziune al Patriarhiei, Eminescu este poet divin, ca și Homer, pentru că s-a apropiat de Dumnezeu prin cunoaștere. Deci Eminescu stăpânea, o să vă spun câteva cuvinte despre Eminescu,
Eminescu cunoștea tot ce se putea cunoaște la vremea lui. Noi nu știm acest lucru, pentru că Eminescu a fost predat greșit și este predat greșit în continuare, dacă mai este predat, că nici măcar nu mai este predat. A fost predat ca un poet romantic, influențat de romantismul german, în special și de Schopenhauer. Dar Eminescu nu este un pesimist. Eminescu a fost melancolic, pentru că a cântat și l-a impresionat trecerea. Relația asta dintre viață și moarte, relația dintre om și Dumnezeu, relația care toate religiile o propovăduiesc că viața este durere și că izvorul durerii este pofta și plăcerea. Și pe măsură ce scade pofta și plăcerea, scade și durerea. Vreau să vă spun că eu pentru întâmplare am avut niște necazuri care nu le puteam vindeca cu medicina noastră și am apelat la medicina naturistă. Dar ei îl văd pe om ca energie. Și poate că au mai multă dreptate decât noi. Pentru că atunci când se spune la facerea, capitolul 2, și-a luat Dumnezeu țărână din pământ și l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și i-a suflat în față suflare de viață și omul a devenit ființă vie. Dumnezeu, după cum mărturisește Sfântul Marțim Mărturisitorul, este putere dătătoare de viață, născătoare de viață, entitate născătoare de viață. Deci Dumnezeu este energie. Dacă omul se aseamănă cu Dumnezeu, înseamnă că se aseamănă din partea lui energetică și nu ca și asemănare, pentru că nu știe nimeni cum arată Dumnezeu. Când i s-a arătat lui Moise, a spus, Moise, nu te apropia, că pământul pe care calci este pământ sfânt. Și Moise a spus, Doamne, mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Dacă o să mă întrebi cum îl cheamă, ce să le răspund? Cel care sunt. Așa să le spui. Cel care este m-a trimis la voi. Deci acesta este Dumnezeu. Cel care este. Relația dintre om și Dumnezeu este o relație tainică. Nimeni nu o poate cunoaște și nu cred că o să o mai cunoască vreodată. Tocmai aici este problema omului. Cunoașterea. Numai că în momentul când ajungi la cunoaștere foarte mare, cunoașterea omului este limitată. Am întâlnit în aceste pelerinări ale mele oameni extraordinari și am întâlnit un mare savant din Japonia care se numește Kazuo Murakami și care a lucrat la codul celulei umane în America, într-un colectiv de cercetători. Și el spune așa, după ce am descoperit ce informații și ce taină este în corpul uman, eu care nu știam ce e biserică, nu știam ce e religie, am devenit un om religios. Pentru că îmi dau seama că există ceva în afara noastră, o putere mai mare decât noi și care ordonează totul. Și pentru că nu cunosc, nu-i spun Dumnezeu și nu-i spun nici Buddha. Îi spun ceva măreț. Pentru că, atâtea mai spun și până trec la alte lucruri, el spune așa, celula umană se mulțește ca orice celulă prin diviziune.
Dar în ziua șasea de sarcină, la orice animal viu, celula se specializează. Și fiecare celulă face altceva. Una face inima, una face ficatul, una face unghia, una face nasul. Aceeași celulă cu același conținut. Și a spus, eu ca om de știință, nu pot să-mi dau seama cine îi dă această dispoziție de specializare. Deci niciodată nu ne vom putea cunoaște cu adevărat. Dar e adevărat ce spune Berdeaie, unul din mari filozofii ai religiei lumii, că omul fără Dumnezeu nu este nimic. Pe lângă mine firul de nisip e o Himalaie, iar lacrima e ocean fără de mal și nesfârșită ploaie. Ce pildă măreață și la ce umilință m-ai supus când l-ai urcat pe cruce pe Iisus ca să mă mântuiască. De ce mă lași, Părinte, să stărui în netrebnicie și jertfa ce era venită să șteargă răul lumii, să o judec cu trufie? Dă-mi, Doamne, ochii înapoi și desfundă-mi urechile și rupe urâtul care mă leagă pe mine de noi, când stau ca lupul hulpa pe albele zăpezi să-i sfâșii căprioarei nevinovați iezi. Cât pâlpâie suflarea în carnea blestemată, îl dau pe altul la o parte și nu mă încape lumea toată. O ură și un blestem mi-e rătăcirea spre mormânt, iar mângâierea mi-e târziu regret când mă încape o palmă de pământ. Nu-mi întorc fața către tine, numai când mă încearcă cel mai viclean ca mine. Atunci simt mărirea și atunci simt că tu singur ajungi desăvârșirea și atunci îmi dau seama ce la îndemână-i taina. Cum că iubirii îi e de ajuns iubirea. Scriitorii de sari din țara noastră despre importanța sarilor și a câte astăzi și câteva cuvinte lăudabile pentru mine, pentru care îi păstrez o memorie pioasă, dar nu numai pentru asta, ci pentru marea lui cultură pe care a avut-o. Aș vrea să, printre alte discuții, vedeți că am divagat în fel de fel de lucruri, am zis că e o întâlnire de suflet, puteam să vă fac un recital de Eminescu, dar toate că e mai bine așa să ne întâlnim, că am început să ne dezobișnuim de cultură și chiar și de educație. Îmi spunea un conferențiar care ținea mereu conferințe. Avea o vorbă, zicea, mă duceam la o sală și începeam să spun așa 5 minute niște lucruri banale și anumiți oameni se ridicau în sală și plecau, nu interesau. Mai stăteam puțin și iar mai spuneam 5 minute niște lucruri banale, se ridicau și alții și plecau. Și până mă uitam peste sală și ziceam, acum putem începe conferința, că eu de fapt pentru dumneavoastră am venit. E, așa zic și eu, de câte ori mă duc undeva, am venit pentru cei care sunt prezenți și nu pentru cei care sunt absenți. Întotdeauna un lucru trebuie înlocuit cu altceva. Oricât ar fi de rău, dacă îl strici și nu îl înlocuiești cu altceva, nu e bine. Din cauza asta, așa cum ar fi să avem niște ședințe, unde să vorbim despre noi și despre sufletul nostru. El care a fost condamnat la ocnă, spunea că există ocnă mai mare decât ocna aceea unde omul este obligat să taie sare. Deci, vedeți, atunci nu se făcea ales la domiciliu, se făcea la ocnă, pentru ca ocnașul să nu mai aibă chef să facă din nou aceeași greșeală. Ei, dar el spunea, există o ocnă și mai mare decât ocna de sare.
ocna din sufletul omului. Pentru că omul, cum spunea Sorul Ion, un alt filozof al cunoștinței religioase, prin moarte se aseamănă cu toate dobitoacele, dar prin păcat și prin nelegiuire cade sub dobitoace. Și iar vreau să vă spun, nu trebuie decât să vă uitați în jurul dumneavoastră și la minunatele noastre emisiuni TV și o să vedeți câtă dreptate am. Aceste două epitete, trufaș și trândav, poate că niciodată nu i s-au potrivit omului. Poate că și atunci era ca și astăzi. Deci întotdeauna lucrurile au fost la fel. Eminescu și lansa, prin genialitatea lui, verificată în cap, și a fost trimis aici și când și-a sfârșit misia, a plecat foarte repede. Acest univers scriptural, tot în credința mea, are formă și conținut simfonic. Deci Eminescu nu este un poet așa cum a fost predat. Eminescu este o simfonie. În acest univers scriptural sunt mai mulți eminești, mai multe voci, mai multe instrumente, uneori voit prost acordate, alteori acordate perfect, care toate polifonează același sunet al euului românesc, original și primar. În înțelepciunea indică, nu se consideră păcat că omul a încălcat porunca divină, ci faptul că omul s-a renegat pe sine și a renegat propria lui natură. Și atunci, ca să poată mântui, era obligat să ajungă înapoi la conștiința originală, unde se poate fi spălat de toate păcatele. În înțelepciunea musulmană, fiecare creștin musulman, că ați zis că așa nu e bine, fiecare musulman, așa, este obligat prin cei cinci stâlpi ai religiei lor, ca măcar o dată în viață să facă un pelerinaj la cetatea Sfântă Mecca, cetatea lui Mahomet. Eu cred că și în religia noastră, acele 10 porunci pe care le urmăm, ar trebui să mai fie una în care fiecare român să fie obligat, măcar o dată pe an, să trăiască o oră în Eminescu. Pentru că dacă îl parafrazez pe Noica, care spunea că toate animalele trăiesc unele în aer, păsările, altele pe pământ, altele în apă, dar omul, ca animal spiritual, trebuie să trăiască în cultură și în cunoaștere de sine. Se spune că cel care se cunoaște pe sine, îl cunoaște pe Dumnezeu. Vedeți ce relații sunt. Ei, toate aceste lucruri, Eminescu le-a știut, dar n-a fost predat cum trebuie și nici marii noștri profesori, marii profesori Călinescu, nu i-a înțeles partea cosmică a lui Eminescu. Partea aceea care nu e dată oricui, aceea prin care omul depășește timpul, așa cum a făcut-o Iisus Hristos, prin patimă, prin răstignire, prin moarte și prin înviere.